Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în județul Giurgiu, în localitatea Poșta și stăm de vorbă cu domnul George Ionescu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că continuăm un pic subiectul pe care l-am abordat acum câteva săptămâni într-un cadru mai larg și aștept să... Domnul Ionescu, suntem aici în buza Bucureștiului, suntem într-o exploatație piscicolă, într-un sector tare necăjit în ultima vreme. Vorbim despre acvacultură, vorbim despre piscicultură. Dumneavoastră v-ați înhămat la o muncă grea, o muncă complexă, complicată, dar pe care vă propuneți să o duceți la un standard ridicat, să faceți performanță în domeniul ăsta. Când ați început și ce v-a atras la respectivul sector? Deci noi am cumpărat practic o firmă care avea în exploatație această amenajare piscicolă, deci asta e denumirea corectă conform legii, de amenajare piscicolă, pentru că o bună parte din lacurile din România sunt trecute și ca amenajări piscicole sau și au și funcțiune piscicolă ca ultimă funcțiune dintr-o listă largă. Și am intrat aici în 1 mai 2014, ca să fiu foarte exact. În 5 ani. Să fac 5 ani anul ăsta, nici nu-mi vine să cred. Ce m-a atras la acest domeniu? Noi mai avem firme și în alte domenii de economice, mai ales în construcții, ca să spun așa, nu foarte mari. Ce este interesant la acest domeniu este consumatorul român. Consumatorul român care stă alături de noi și într-un fel cred că ar trebui să le mulțumesc pe această cale. Probabil ați filmat și la punctul nostru de desfacere, care nu e ceva foarte sofisticat, dar, domnule, oamenii stau lângă noi și asta e un lucru mare. Faptul că poți să faci un produs care este ușor vandabil, acceptat de piață și la un preț, spun eu, decent, îți face munca ușoară. Pentru că, de obicei, problema cea mai mare într-o afacere este piața de desfacere. Deci, în general, lumea se luptă pentru piață de desfacere și mai puțin pentru, să spun așa, partea operațională a business-ului, unde lucrurile sunt destul de clare în multe alte domenii de activitate. Dumneavoastră, iertați-mă o secundă, mulțumeați celor care cumpără de la dumneavoastră, dar trebuie să le spunem în același timp telespectatorilor faptul că le oferiți și un produs de calitate. Întotdeauna omul are de unde alege, slavă cerului. În ziua de astăzi oferta e bogată. Faptul că găsesc pește scos din baltă în momentul ăla, cred că e un mare avantaj pentru consumator. Noi asta am încercat. Din păcate, modelul de business și cred că aici noi și încă câțiva alți fermieri din România au înțeles un lucru fundamental. Un om care mănâncă sau care consumă un tip de produs când și când se dezobișnuiește. Cum spunea și dumneavoastră, oferta este atât de mare încât consumatorul se mută de pe un produs pe altul. Își pierde fidelitatea, e normal. Dacă noi, de exemplu, n-am avea carne de porc în magazin jumătate de an, ne-am reorientat către alte tipuri de carne. Ca să ne întoarcem după aia din nou la porc, durează. De ce? Pentru că omul se obișnuiește și gustul migrează. De asta mulțumeam românilor pentru că și consumatorilor de pește din România, pentru că deși acest produs era consumat cu precădere în anumite perioade ale anului, neexistând obișnuință din partea fermierilor de a pune produsul pe raft în mod constant, oamenii totuși nu au renunțat la produsul pește de apă dulce din România. Deși avem ofertă de pește de apă dulce din alte țări și nu mai spun cât pește oceanic. Dar totuși reușim și noi să răzbatem, ca să spun așa. Din păcate, avem multe probleme pe partea operațională. Deci, din păcate, în domeniul acesta, aici ne confruntăm cu o lipsă de așezare a pieței, o lipsă de așezare a contractelor, a decidenților cu privire la
cine administrează aceste bunuri ale țării, că până la urmă niciunul dintre noi nu va lua în mormânt un lac de acumulare și nimeni nu cred că se crede stăpân pe o astfel de resursă. Deci, ca să fie foarte clar, noi suntem niște administratori pe niște perioade de timp. Din păcate, ce nu se înțelege este faptul că ciclurile de producție în acvacultură sunt lungi. Deci este, noi aș prefera să vorbim de acvacultură ca ramura zootehniei și nu așa un moft alături de pescuitul comercial sau pescuitul sportiv. Acvacultura se practică ori în sistem extensiv, ori în sistem semi-intensiv sau intensiv. Extensiv înseamnă că pe un lac, cum e lacul Mihăilești, noi populăm cu specii care valorifică din punct de vedere trofic foarte bine resursele din lac. Specii atât indigene cum e crapul, cât și specii aduse cu zeci de ani în urmă, pachetul de crap chinezești, ca să spunem așa, Sânger, Novac, Teno. Din păcate a existat încă o varietate, Scoicarul, pe care noi am pierdut-o și e mare păcat. Aș vrea să poate să zăbovim și eu asupra acestui lucru. Și am mai făcut câteva încercări împreună cu Institutul de Cercetări de la Nucet cu un pește care mie mi-e foarte drag, Poliodon spatula. Este un pește antic, e o varietate de sturion, care la fel este un fitoplanctonofag, deci este un pește care se hrănește prin filtrare, ceea ce noi nu avem între speciile locale. Deci e un pește pe care dacă îl folosim nu aducem atingere echilibrului trofic al apelor noastre. Acești pești față de peștii noștri valorifică mult mai bine trofic un corp de apă, au rate de creștere mai mare și atunci automat și noi putem să-i vină la niște prețuri mai bune. Pentru că peștele rea mâncarea săracului. Dacă mai continuăm în felul ăsta cu distrugerea resurselor din mări și oceane pe de-o parte și cu proasta administrare a unei avuții extraordinare pe care o are România, o să ajungă un produs de lux. Și e păcat. E păcat și nici nu prea face sens economic. Adică legislația în momentul de față vă încurajează, vă limitează? Din păcate, cu legislația, ca multe alte lucruri în România, una caldă, una rece, știți cum se spune. Cred că e frumos să mulțumim Ministerului Agriculturii pentru o inițiativă legislativă aprobată și pentru care s-au dat normele de aplicare, deci au fost publicate în Monitorul Oficial chiar ieri, pentru sprijinirea sectorului pescăresc. Am ținut foarte mult noi ca patronat, să spun așa, și ca oameni din sector să punem pe tapet problema pepinierelor. Deci, ca la orice animal, rasă, casă, masă. Da? Trebuie să începem cu rasă. Dacă pe celelalte sectoare ne uităm așa cu regret cum aducem vaci de calitate, rase bune de oi și tot așa, noi în sectorul pescăresc ultimul import de de reproducători curați, da? Din China, s-a făcut, cred că, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, vorbim de aproape 50 de ani, în cărțile de specialitate, eu vorbesc ca un profan, da? Deci eu am terminat ASENO, am terminat ceva de specialitate, dar am vorbit foarte mult cu oameni din domeniu și mi-e drag să vorbesc cu dânsii. Și în cărți se spune că, în principiu, nu există degenerare genetică datorată consanguinizării la pește. Numai că din experiența oamenilor, care acum au ajuns la niște vârste respectabile, se pare că totuși ar exista. Adică noi am avut un stoc de reproducători limitat, tot înmulțind între produsii acelui stoc limitat, deși au fost aduși de-a lungul timpului mai multe loturi, dar totuși a trecut aproape jumătate de secol. Și se pare că la anumite specii, cum e Novacu, cum e Cteno, avem această problemă. Deci avem această problemă, noi o vedem în mod practic, adică avem loturi în anumiți ani care efectiv colapsează populațiile.
poate să fie și o problemă de disponibilitate a mâncării, numai că prea a fost cazul. Și ne uităm cu atenție pe treaba asta, nu vreau să spun ceva 100% într-o direcție sau cealaltă, dar se pare că e o problemă. Și clar, pentru orice animal trebuie să aduci sânge proaspăt. Și noi n-am mai făcut treaba asta și de asta cred că încurajarea pepinierelor, în primul rând, până această lege, bineînțeles că pe normă europeană nu avem voie să aducem lături de reproducători, dar simplu fapt că fermierul este finanțat pentru toate celelalte investiții, generează o rezervă sau prin realocări de capital, fermierul își va putea să vine ori cu o contribuție alături de institut de la Nucet, ori noi să ne asociem și să aducem lături de reproducători și speranța mea este că se vor vedea efectele undeva peste 2-3 ani, vom reuși să aducem un pic de sânge proaspăt, adică rasă curată din nou în țară. La fel, cea mai mare problemă pe care o întâmpină astăzi acest patrimoniu, care din păcate este răspândit așa între vreo 4-5 administratori, este lipsa pepinierelor. Deci pepinierele au suferit o degradare așa, continuă, pentru că la fel cum s-a întâmplat cu sistemul de irigații în care oamenii n-au înțeles ce patrimoniu avem, la fel s-a întâmplat și cu pepinierele, unele s-au împărțit între diverse administrații locale, n-au înțeles cum funcționează dinamica apei, ca să spun așa, sau sistemele interne de distribuție, redistribuire a apei și tot așa. Și sunt cazuri pe care le-am văzut cu ochii mei în județul Buzău, în care pur și simplu le-au lichidat. Canalul de aducțiune e la un proprietar, pe bazinele de vara întâi sunt la alt proprietar, astea de creștere au rămas pe lampa, adică niște situații cumplite. Și sunt și pepiniere care s-au păstrat, dar se vede lipsa investițiilor. Deci această lege cu normele de aplicare care sunt mai mult decât în sprijinul nostru, se vede chiar că se stă alături de noi, și cu alocare de multianuală de 40 de milioane de euro, e un lucru bun. E un lucru bun și vine în tandem cu tipul de investiții care sunt aprobate prin fonduri europene. Adică nu există o suprapunere foarte mare, că și aici e păcat să investim din două direcții pe aceleași obiective. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, avem, pot să spun, un succes. Să vede un minister al agriculturii care a făcut un pas în direcția noastră. Acum, partea rece, ca să spun așa, este legată de legea care trebuia să aprobe ordonanța de guvern emisă în noiembrie 2016, care avea ca principal scop îndeplinirea unor condiții ex-ante, pe care noi am îmbunătățit-o în Camera Deputaților prin nenumărate dezbateri în cadrul Comisiei de Agricultură. Din păcate, această lege a fost declarată neconstituțională pentru că nu a respectat principiul bicameralismului și, în fine, fiind o lege care făcea referire la dreptul de proprietate, trebuia să aibă un parcurs legislativ un pic mai elaborat, ca să spunem așa. Deci trebuia respecta principiul bicameralismului. Asta înseamnă că și la Senat și la deputați trebuia să se adopte aceeași formă și trebuia să fie aprobată printr-o majoritate calificată. Ceea ce nu s-a întâmplat prima dată, nici noi nu ne-am dat seama și nu suntem de specialitate. Alături de Parlamentul României, fiind prezenți în comisii ca patronat al peștelui, am urmărit aceste lucruri la a doua aprobare. Ele s-au respectat. Din păcate, din nou s-au găsit anumite pretexte sau motive ca să fie trimisă legea la Curtea Constituțională. Nu vreau să mă pronunț, așa cum am spus, nu mă pricep, nu știu subiect, adică
Știu doar că noi totuși am mers într-o comisie juridică la Senat, unde s-a discutat chiar despre constituționalitate și totuși oamenii știu despre ce e vorba, contrar tuturor discuțiilor din mass media. Eu vă spun că sunt foarte mulți profesioniști acolo. După care, din nou, am respectat cele două cerințe, de bicameralism și de majoritate calificată. Acum sperăm la Curtea Constituțională să avem, nu știu, poate un rezultat pozitiv, ca să spunem așa. Din păcate, ceea ce nu s-a spus este că motivul principal al acelei ordonanțe a fost respectarea unor condiții ex ante. Și eu nu știu ce se va întâmpla tehnic în momentul în care noi vom anula de fapt acea ordonanță de guvern și practic nu vom mai îndeplini condițiile ex ante. Pentru că ele sunt niște condiții premergătoare posibilității de a accesa fonduri europene, ca să o spunem așa mai pe înțeles tuturor. Da? Deci noi în principiu n-am fi putut accesa fonduri europene fără îndeplinirea condițiilor ex ante. Acum, dacă noi anulăm ordonanța prin care ele au fost îndeplinite, e așa, un pic de, o să fie un pic de vid legislativ. Să sperăm că asta nu va genera alte probleme mai mari. De ce e foarte importantă această lege pentru sector? Și acum, na, noi suntem un pic în contratimp față de celelalte ramuri ale agriculturii. E un mare curent, domne, să nu ne vindem țara la străini. Da. Care putem fi de acord într-o măsură mai mare sau mai mică. Asta e un subiect iar foarte sensibil, sunt foarte multe discuții pro și contra. Cert este că ce se întâmplă în momentul ăsta în piscicultură este o lipsă de reglementare a dreptului de proprietate. În momentul în care nu ai drept de proprietate corect reglementat, nu poți participa la jocul economic. Asta înseamnă că nu poți asigura bunurile, nu poți participa la creditare, nu poți participa la accesare de fonduri europene. Și vă dau un exemplu al unui membru din patronatul nostru. Da? De fapt, cred că sunt mai mulți în situația asta. Pe actualul program, fermierii pot să aducă în contribuție patrimoniul, adică pot să aducă active și să le contribuie ca aport în natură. Este o mare facilitate pe care Uniunea Europeană ne-a făcut-o fix pe sectorul de piscicultură, da? Adică acvacultură. Deci avem această facilitate. Uniunea Europeană pur și simplu a trecut peste un tip de reglementare care spune că nu, aportul natură, da? Deci e permis pentru pescuit. În momentul în care s-a făcut privatizarea în sectorul piscicol, din păcate s-au privatizat activele societăților. Activele fiind trecute în contabilitatea acelor societăți preluate istoric din contabilitatea firmelor sau societăților după vremea, adică din perioada comunistă, fără a avea terenul de desubt în proprietate. În capitalism nu poți să ai un activ imobil, da, deci care nu să mișcă, că toată lumea cred că imobil înseamnă clădire. Imobil înseamnă un activ care nu se mișcă, imobilitate, vine de la imobilitatea bunului, da? Deci activele mobile sunt acțiuni, ceva ce se mișcă, o mașină, da? Imobilele nu pot să fie rupte de terenul de dedesubt. Noi acum, din punct de vedere patrimonial, în situația asta suntem în piscicultură. Și de aici necesitatea de a umbla un pic la dreptul de proprietate în cadrul acestei legi. Suntem în situația tâmpită în care acești oameni, deși au avut grijă de aceste diguri, multe din aceste diguri au făcut parte din sisteme de prevenire a inundațiilor. Deci digurile pe care acești oameni le au în grijă de peste 10, 15, poate 20 de ani, cine a avut o exploatație piscicolă și le-a îngrijit? Deci cine funcționează a cam avut grijă de acest patrimoniu. Ei nu pot să-l aducă aport pentru că n-au terenul de dedesubt. Deci o facilitate pe care Uniunea Europeană ne-a făcut-o, noi nu putem beneficia de ea. Nici statul român nu poate beneficia de asta. Banii nu sunt atrași. Și din nou, Uniunea Europeană ne-a dat o portiță, noi nu știm să intrăm pe ea.
Da. După care, e o mare dezbatere de ce să aibă drept de preemțiune un posesor de diguri. Da? Ca să vorbim un pic de patrimoniu. Dom'le, noi avem închiriat astăzi undeva între 25 și 30 de mii de hectare la Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură. Mai e încă pe atât. Deci dacă cineva vrea să intre în domeniul ăsta, e loc. La Apele Române, vorbim de un patrimoniu de foarte multe zeci de mii de hectare. Probabil sunt închiriate cu contracte în regulă, nu știu, să nu zic vreo prostie, dar până în 20 de mii de hectare. Mai e loc. Problema este că acest patrimoniu nu e introdus în circuitul economic. Nu că cutărică a cumpărat digurile și vine altcineva și după aia, haideți să o luăm și practic. E un om care a stat acolo, a investit, are un stoc de pește și acum noi ce să facem? Să vină cineva să supraliciteze și eu vă spun ce s-a întâmplat în două cazuri deja. Au venit niște oameni din afara domeniului, au supralicitat și astăzi ce fac? Nu știu cum se iasă din contractele de la Apele Române. Sau spun, bă, nu știu, mai stau și eu îi vedea ce fac. Când noi trebuie să avem ca obiectiv, există tehnologie, există know-how la omul respectiv, pune produs în piață sau nu? Pentru că noi, din păcate, în exercițiul trecut, 2007-2013, am absorbit într-un fel sau altul aproape 200 de milioane de euro contribuție Uniunii Europeană și contribuție românească și nu prea ne-a crescut producția de pește. Ce concluzie ar trebui să tragem în urma celor discutate? Știu că e un sector care necesită o atenție deosebită, știu că e un sector complex, dar haideți să încercăm așa în 24 de minute, 25 de minute să tragem un semnal de alarmă acolo unde e cazul și de ce nu să prezentăm și o perspectivă pozitivă pentru cei care sunt atrași de acest sector. Păi, din punct de... Deci haideți să începem și noi cu lucrurile bune, pentru că sunt lucruri bune, da? 1. Funcționăm într-un sector în care suntem cu 9% TVA, da? Nu avem niciun motiv să nu lucrăm corect, cu totul ca la carte. Funcționăm într-un sector în care, pentru mare parte din firme, se aplică impozitul pe cifră de afaceri, pentru că e greu să faci peste 1 milion de euro cifră de afaceri. Iar un lucru foarte bun. Mulți străini, când aud de lucrurile astea, spun, bă, e chiar interesant sistemul fiscal în România. Funcționăm într-un sector în care piața cere. Consumatorul român, așa cum am spus și mai devreme, că îi mulțumesc, consumă pește de apă dulce. Știe să ceară acest produs, știe să-l prepare, știe să păstreze o tradiție. Da? Funcționăm într-un sector în care statul de bine de rău și-a plecat ochii. Adică, din punct de vedere al deciziei politice, nu comentăm, că și-a fost și de o parte și de cealaltă. Din punct de vedere decizie politică, suntem pe o cale bună. Adică e un domeniu pe care politicienii și l-au asumat că trebuie ajutat. Funcționăm într-un domeniu care, într-un cadru mai larg, la nivelul Uniunii Europene, din nou, este mai mult decât avantajat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem de ce să ne plângem. Din păcate, avem o problemă de patrimoniu, pentru că anumite instituții recte, Apele Române, își arogă niște drepturi pe care, din punct de vedere legislativ, nu le au. Deci ei vor să administreze un patrimoniu pentru care nu au personal calificat. Prin lege, personalul calificat este la AMPA, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Din păcate, aici nu se găsește o înțelegere. Și funcționăm într-un domeniu care, din păcate, a avut o lege care n-a fost respectată, s-a intervenit cu o ordonanță de guvern, care din nou a fost aplicată parțial și care acum așteptăm să vedem ce decide Curtea Constituțională pe 29 mai. După care, na. Deci eu zic că sunt mai multe bune decât rele. Asta e important întotdeauna când tragem linie, să fie lucrurile pozitive
mai multe decât cele negative. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, a început să plouă tot mai tare aici. Ăsta poate fi privit și un semn bun pentru agricultură, pentru acvacultură, pentru toată lumea. Mulțumesc tare mult, domnul Ionescu, și să ne vedem și cu altă ocazie. Mulțumim.